Certificatul COVID permite oricui să participe la evenimente, astfel nu putem vorbi de discriminare, spune șeful DSU, Raed Arafat. Ministrul Gelman al apărării vrea să înființeze o armată a Europei. Noua structură ar urma să funcționeze sub umbrela Uniunii Europene. Gigantul american Amazon a blocat peste 600 de branduri chinezești pentru fraudă. Peste 3.000 de conturi au oferit recompense și gift card-uri false pentru cumpărătorii care lăsau review-uri laudative. Kim Raymond, cel care l-a desenat timp de 30 de ani pe Winnie the Pooh, te așteaptă la Airbnb, casa care arată exact ca cea a ursulețului. Prețul pentru o noapte este de aproximativ 110 euro. Iar în această noapte la Los Angeles se decernează premiile Emmy, serialele The Crown și The Mandalorian conduc topul nominalizărilor în acest an. Știi!